O altă întrebare la care vreau să răspund este legată de faptul pe care unii îl propovăduiesc și îl predică că o persoană, un creștin, o familie creștină nu poate să fie completă, mântuită, fericită în împărăția lui Dumnezeu, în raiul lui Dumnezeu, dacă nu e acolo cu tata, mama și copiii. Eram în Statele Unite și la un moment dat cineva mi-a pus o întrebare și la care soția acelui frate a zis: nu, nu, eu, frate, eu spun drept că nu vreau mântuire fără copiii mei. Și vă mărturisesc că asta este o erezie pe care am auzit-o și apoi am mai auzit-o și predicată. Unii se folosesc de Evanghelia după Luca, de acel text cu pilda bogatului nemilostiv, și nu o să vă citesc tot acest text în întregime. Spune aici: bogatul a ajuns acolo în locuința morților, în chinuri. Lazar a ajuns în sânul lui Avram. La un moment dat, în discuția pe care o are bogatul acesta nemilostiv cu Avram, Avram îi spune: pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare. Așa că cei ce vor să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Și am auzit frați predicând că din cauza aceasta este această prăpastie, că bineînțeles că unii din iad ar putea să își dorească să treacă în rai. Sigur, e normal să vrei de la rău la bine. Dar, spuneau ei, se poate întâmpla, și unii dau exemple, ca o mamă din rai care își vede copilul acolo în iad, să-și dorească să părăsească raiul și să meargă acolo lângă copilul ei. Cumva să-i aline durerea, să-i aline suferința. Și aceasta, vă mărturisesc cu toată sinceritatea, am găsit că e o mare erezie. Că n-are niciun fel de suport biblic. Că acești oameni nu înțeleg ce înseamnă realitatea veacului care va să vie. Și nu înțeleg ce înseamnă raiul. Și o să mă explic. Ce înseamnă raiul? Din Vechiul Testament găsim referiri la ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru sfinți în viitor. Într-o împărăție cerească, veșnică, slăvită. În Isaia, capitolul 25, de exemplu, spune, începând cu versetul 7, citesc. Da, hai să citim de la versetul 6. Domnul oștirilor pregătește tuturor popoarelor pe muntele acesta un ospăț de bucate gustoase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate mezoase până de măduvă, de vinuri vechi și limpezite. Și pe muntele acesta înlătură măframa care acopere toate popoarele și învelitoarea care înfășoară toate neamurile. Care este muntele acesta? Aduceți-vă aminte de vedenia lui Nebucadnețar și de tâlcuirea pe care o dă Daniel. De piatra aceea care s-a desprins dintr-un munte, fără ajutorul unei mâini omenești, și care s-a făcut mare și a umplut tot pământul. Un munte care a umplut tot pământul. Spune aici mai departe: nimicește moartea pe vecie. Domnul Dumnezeu șterge lacrimile de pe toate fețele și îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului său. Da, Domnul a vorbit. În ziua aceea vor zice: iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere, că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam. Acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui.
Tot în Isaia, în capitolul 35, începând cu versetul 5, dar putem citi de la 4. Spune celor slabi de inimă, fiți tari și nu vă temeți. Iată Dumnezeul vostru. Răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu. El însuși va veni și vă va mântui. Atunci se vor deschide ochii orbilor. Se vor deschide urechile surzilor. Atunci șchiopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie, căci în pustie vor țâșni ape și în pustietate pâraie. Marea de nisip se va preface în ea și pământul uscat în izvoare de ape. Spune Biblia aici, versetul 10, cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de biruință. O bucurie veșnică le va încununa capul. Veselia și bucuria îi vor apuca, iar durerea și gemetele vor pieri. Cuvinte profetice vorbind despre o stare de care se vor bucura cei mântuiți. Aceleași expresii în capitolul 7 din Apocalipsa. Citim începând cu versetul 15. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu îi va mai dogorâ nici soarele, nici vreo altă arșiță, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. În Apocalipsa, în capitolul 21, versetul, începând de la versetul 3, și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Încă o dată, El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Și aceasta necondiționat. Când vorbim despre mântuirea pe care o dă Dumnezeu, vorbim despre ceva complet și desăvârșit. Apostolul Ioan, care a fost răpit în al treilea cer, în rai, el spune că a văzut lucruri de la care urechea omului nu a auzit despre ele, ochiul omului nu le-a văzut și despre care nu este îngăduit unui om să vorbească. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce iubesc mântuirea Lui. Acum să vii și să spui, dar eu n-aș putea să fiu acolo fericită dacă nu-s cu toată familia, dacă nu-s copiii cu mine. Unele mame mai ales spun că nu-i bărbatul cu ea, dar lăsat de acum, de aici, de pe pământ. Dar copiii, și valabil și invers. Dar lucrul acesta nu este biblic. Pentru că Domnul Hristos face o mare deosebire între veacul acesta și între veacul viitor. Și care e deosebirea pe care o face Domnul Hristos? Citim din Biblie. Haideți să mergem, dacă vreți, în Evanghelia după Matei, în capitolul 22. Aici, ori veni la Domnul Hristos, saducheii care zic că nu este înviere, și ori pus o întrebare. I-au pus următoarea întrebare.
Și știți istoria despre care e vorba aici? Acei 7 frați care primul s-a căsătorit, n-a avut copii, după legea liberatului trebuia ca fratele lui să iei pe nevasta lui de nevastă ca să rădice urmași fratelui lui mort. A murit și acesta al doilea, tot fără copii, o luat-o al treilea. Și un caz ipotetic, nu știm dacă s-a întâmplat cu adevărat sau nu m-au vrut să-l ispitească pe Domnul Hristos. Dar Biblia spune că ei au pus o întrebare, la urmă după ei toți a murit și femeia. La înviere, nevasta căruia din cei 7 va fi ea? Fiindcă toți au avut-o de nevastă. Și drept răspuns, Iisus le-a zis, vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Și spune El, căci la înviere, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Spune într-o altă evanghelie, că cei care vor avea parte de viața veacului care va să vie. Cei care vor avea parte de învierea dintre cei morți, pentru care lupta Pavel să apuce cu orice preț învierea dintre cei morți, aceștia nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, pentru că vor fi ca îngeri și nici nu vor putea muri. Evanghelia după Luca, capitolul 20. Iisus le-a răspuns, e mai complet un pic decât în Evanghelia după Matei. Fiii veacului acestuia se însoară și se mărită. Fiii veacului acestuia. Dar cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de veacul viitor și din învierea dintre cei morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita. Pentru că nici nu vor putea muri. Pentru că, căci vor fi ca îngerii și vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Ce vrea să spună Domnul Hristos aici? Că în împărăția lui slăvită, pentru cei mântuiți, nu vor fi relații de familie. Ca la mormoni. Nu! Unii dintre ei se căsătoresc aici pe pământ ca să aibă și în cer parteneri de viață. Biblia spune că în viacul acesta, într-adevăr, există acest statut. Și a zis Dumnezeu, cât va fi pământul, nu va înceta nici măritatul, nici însuratul. Dar în împărăția lui Dumnezeu, așa ceva nu va mai fi. Pentru că acolo vom avea parte de o altă stare, vom fi ca îngerii. Acolo nu va fi nici parte femeiască, nici parte femeiască. Că așa zice Apostolul Pavel, că în Domnul Hristos nu mai există bărbați și femeie. Slobos și rob. Barbars și grec. Ci toți vor fi, și vă citesc un cuvânt din 1 Ioan, capitolul 1, cred, capitolul 3. Citeți de la versetul 1, capitolul 3 din 1 Ioan. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Citeam în Evanghelia după Luca că vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu, care vor avea parte de învierea din morți. Și suntem, lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Preubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Să ai ideea aceasta în mintea ta că nu poți fi fericit în cer. Pentru că nu-s copiii tăi cu tine, e fals. Pentru că nu-i nevasta, pentru că nu-i bărbatul, e fals. Nu-i biblic. Ce Dumnezeu e la care nu ne poate da o stare de fericire? Să fie o veșnicie nemângâiat că nu ți-ai dus pe-ai tăi cu tine acolo? Nu-i biblic. Acolo nu mai există relații de familie. Numai că pot să vă spun ceva totuși.
că aici, în viața aceasta, nu numai că ești dator, dacă nu ai inimă și dorință să ajungi în Raiul lui Dumnezeu, trecând peste orice ce te-ar putea ține departe de Raiul acesta, nici n-ai să ajungi acolo. Pentru că a spus Domnul Iisus Hristos, putem să citim Evanghelia după Matei, capitolul 10, de exemplu. Sunt mai multe versete. Spune El în versetul 34, să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fiică de mamă sa și pe noră de soacră sa. Și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Și urmează câteva cuvinte pe care mulți din frații noștri pentecostali din bisericile noastre nu le înțeleg, că nu le citesc în Biblie. Și nu sunt predicate. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Să spui că nu vrei mântuirea pentru copiii tăi, e o erezie. Ar zice că e o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Înseamnă că tu pe copilul tău îl iubești mai mult decât pe Dumnezeu. Și deja ai călcat alături de cale. Ce oferă Dumnezeu e așa de prețios, e așa de scump și de sfânt, încât nu poate să fie comparat cu nimic și nu poți să pui ceva înainte acestui deziderat, acestui obiectiv. Mântuirea. Mântuirea sufletului, care e așa de scumpă, că tot aurul din lume nu poate plăti. Și atunci cum să spui că nu vrei mântuire fără membrii familiei? Dar, dacă iubești pe cei din familia ta mai mult decât pe Dumnezeu și spui eu fără ei nu mă duc niciunde, nici măcar în rai, ai pierdut trenul. Dar și dacă nu faci tot ce trebuie ca să-i salvezi, și atunci pierzi trenul. Pentru că aici, pe pământ, ai niște îndatoriri. Foarte interesant pentru mine că acum sunt mame care se sacrifică enorm pentru copiii lor ca să facă școală, să aibă un statut social înalt, ca să aibă o pregătire deosebită. Și orice sacrificiu îl acceptă pentru acest deziderat. Dar nu fac mai nimic ca să-i ducă în împărăția lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de măicuța mea care mergea pe deal la sapă, fără pâine, fără apă în ucior, din zori zilei până seara târziu, în zile lungi de post, în bătaia soarelui, pentru că își dorea copiii mântuiți. Și se ruga cu ardoare lui Dumnezeu să-i mântuiască. Și Dumnezeu i-a promis. Dar n-a spus niciodată, nu vreau un cer fără copii. Niciodată n-a spus. Nu mi-am auzit părinții niciodată rugându-se. Nici eu nu m-am rugat așa. Pentru că prioritatea e Dumnezeu. Și aici, pe pământ, îți aparține ție. Pavel zice că aproape să fiu eu însumi anatema, adică despărțit de Hristos, ca să mântuiesc pe cei din neamul meu. Dar a zis numai aproape. Nu 100%. Nu și-ar fi dat mântuirea pentru cei din neamul lui. Nu? Asta e înfiorător pentru orice om. O veșnicie fără Dumnezeu? Este obligație pentru orice creștin autentic să facă orice pentru a mântui pe oricine. Chiar și pe străini. Ne spune Iuda. Citesc de la versetul 20 începând. Dar voi
Preiubiților, zidiți-vă sfădește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc. De alții iarăși fie-vă milă, cu frică, urând până și cămașa mânzită de carne. Preubitule, smulge din foc chiar pe un străin. Cu atât mai mult pe copiii tăi. Dar dacă ai vrut să-i faci directori, avocați, procurori, profesori, ofițeri, știu eu, oameni de afaceri, și apoi mai vii și spui și această erezie, nu vreau fără copii în cer. Că nu o să pot fi fericit acolo, fără ei. Asta e o mare erezie. Dumnezeu are capacitatea și calitatea de a șterge orice lacrimă. Și noi atunci, acolo în cer, vom fi ca El. Vom avea acel statut. Vom avea trupuri de înger. Vom avea aceleași sentimente ca și Domnul Hristos. Și dacă El poate să disperseze, să se dispenseze de cineva, vom putea și noi. A promis fericire veșnică și o va da. Numai aici pe pământ, Biblia e foarte categorică, avem obligația aceasta. Să încercăm cu orice preț să-i scoatem pe unii, chiar din foc. Tot în Isaia. Relațiile sociale între noi și restul oamenilor. Noi care ne numim creștini, credincioși, urmași ai Domnului Hristos, mântuiți Domnului Iisus. Ne spune cum să ne purtăm în Isaia 58 ca lumina noastră să răsare. În 2 Corinteni, vreau să citesc cu verset. Doi Corinteni, eram în 1 Corinteni și mă miram de ce nu găsesc versetul. Adică Apostolul Pavel vorbește despre obligațiile pe care noi le avem ca și creștini față de cei de lângă noi. La un moment dat își descrie el prin ce a trecut sub acel text numit Necazurile Apostolului. Și el era trimis de Dumnezeu să, ca un ispravnic al Harului lui Dumnezeu, să vestească mântuirea neamurilor și evreilor până la urmă. Și el în versetul 29 din 2 Corinteni, capitolul 11, el spune aceste cuvinte: cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? S-a identificat cu omul păcătos. S-a pus în situația lui și a luptat pentru oamenii aceștia să-i smulgă, să-i salveze, să-i mântuiască. Și a plătit un preț pentru asta. Tu, ca mamă și ca tată, pentru proprii tăi copii, pentru soțul tău, pentru soția ta. Dacă Pavel a plătit pentru străini, cu atât mai mult pentru cei din casă, dacă nu poartă cineva de grijă de cei din casa lui, este mai rău decât un vameș și decât un păcătos. Când e vorba de alegerea slujitorilor,
Dar e valabil acest cuvânt pentru orice creștin. Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va grijit de Biserica lui Dumnezeu? Dar în capitolul 5, versetul 8 din 1 Timotei zice, dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Dragii mei frați și surori, dacă nu poartă cineva de grijă de cei din casa lui, e mai rău decât un vame și e mai rău decât un necredincios. Hai să mai citesc un cuvânt și din Galaten, dacă îl găsesc repede. Așadar, cât avem prilej să facem bine la toți și mai ales fraților de credință. Cu toată responsabilitatea vreau să vă spun. Este obligație să te lupți pentru familia ta. Viața, dacă trebuie să-ți o dai aici pe pământ, ca să salvezi pe cineva de la pierzare veșnică. Și au fost oameni care au plătit cu viața, în dorința lor de a salva pe alții. Ăștia au fost oameni care au mărturisit Evanghelia și au plătit un preț. Pentru faptul că au vestit la alții salvarea. Și unii au fost omorâți. Unii au ars ca niște torțe, ca niște jertfe mistuite de foc, pe altarul rugăciunilor, ca să-și scoată copiii din lume. Și Dumnezeu a privit cu îndurare spre acești oameni. Dar după ce treci hotarul, Iordanul morții, statutul tău se schimbă. Tu vei avea altă perspectivă a ceea ce a fost pe pământ. Și Biblia zice că vor fi uitate toate. Și nu se mai interesează de ce a fost în lumea aceasta. Examenul dai în viața aceasta și acum. Și când vei ajunge dincolo, te vei bucura de o altă stare. O bucurie veșnică. Ne va încununa fruntea la cei care vom ajunge acolo. Doamne, ajută-mă să fiu și eu între ei. Și să fii și tu, oricare mă asculți. Acum, aici, fă tot ce poți pentru copiii tăi. Dar nu mai spune vorbe de astea, care e o jignire la adresa lui Dumnezeu, că tu nu poți fără ei. Dar El tocmai de-aia a venit și a zis, voi despărți pe mamă de fiică, pe tată de fiu. Oamenii va avea ca dușman pe cei din casa lui, că nu toți vor primi cuvântul acesta. Tu luptă-te ca să-l primească și țântă de mântuire. Și lasă în grijă lui Dumnezeu ce va fi dincolo. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu ascultarea de cuvântul lui. Amin. Binecuvântat să fie numele Domnului. Sâmbătă seara. Așa cum obișnuim câteodată, sâmbătă seara, să răspundem la întrebări, după ce am stat un timp înaintea Domnului în rugăciune, sunt câteva întrebări. Probabil că nu vom putea răspunde la toate în seara aceasta, dar vreau cel puțin de două dintre ele să mă ocup. Și una este legată de copii. În sensul că dacă copiii aceștia sunt mântuiți, indiferent din ce familii provin și mai ales atunci când nu au calitatea de a cunoaște binele și răul. Există un cuvânt în Biblie, în 1 Corinteni, în capitolul 7, versetul 14 spune în felul următor. Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă. Și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Almintrelea copiii voștri ar fi necurați pe când acum sunt sfinți. Pornind de la acest verset, este o întreagă teorie care circulă că toți copiii
care nu provin din familii în care cel puțin unul dintre părinți este sfânt, sunt necurați și în această interpretare ei nu pot să fie mântuiți. Și m-am mirat de interpretarea aceasta abuzivă, aș zice, care se dă dintr-un verset care are un înțeles. Și am putea să-l exemplificăm foarte simplu. Dar mai întâi să spunem câteva lucruri despre copii în modul general. E adevărat că se presupune că toți copiii care vin în lumea aceasta sunt atinși de păcatul strămoșesc. Adică au intrat în această lume sub efectul blestemului care a lovit acest pământ atunci când prima pereche de oameni au călcat porunca lui Dumnezeu. Și unii interpretează că atunci când David spune, căci în păcat m-a zămislit mama mea, se referă la păcatul strămoșesc. Și eu nu-i contrazic. Numai totuși, Biblia vorbește la modul cel mai explicit despre copii că există o vreme când ei nu cunosc binele și răul. Adică nu fac deosebire între bine și rău. Chiar cu referire la Ioan Botezătorul există expresia aceasta. Înainte ca să știe copilul să lape de binele și răul. Acum, copiii au o atenție deosebită din partea Domnului Hristos în activitatea Lui aici pe pământ. Și am putea să citim câteva versete din Evanghelia după Matei, de exemplu, în capitolul 18, Domnul Iisus spune: în clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat: cine este mai mare în împărăția cerurilor? Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Vorbim despre copilași pentru că ei sunt, până la un moment dat, niște ființe naive, ingenue, care nu deosebesc binele de rău. Și nu sunt stăpâniți de patimi, de gânduri rele, chiar atunci când fac câte o boacănă, câte o mică prostioară, ca să zicem așa. Este împotriva Scripturii să considerăm că numai copiii credincioșilor, dacă mor, de exemplu, înainte de a înțelege binele sau răul, pot să ajungă într-un loc de pedeapsă. Pentru că nu sunt din familiile credincioșilor. Este fals. Copiii, în general, copilașii, până la o anumită vârstă, când nu știu despre ce e vorba, ei au un statut aparte înaintea lui Dumnezeu. Și nu vor fi pedepsiți pentru părinții lor. În cartea prorocului Ezechiel, chiar din Vechiul Testament, ce să mai vorbim de Noul Testament, spune cuvântul Domnului: voi însă ziceți, pentru ce nu poartă fiul pedeapsa pentru nelegiuirea tatălui său? Versetul 20, sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său. La un moment dat, Avram, atunci când vine sentința împotriva Sodomei și a Gomorei și a cetăților câmpiei, Biblia spune că Avram s-a apropiat să mijlocească pentru Sodoma, pentru Gomora, pentru acele cetăți și era clar că, în primul rând, el avea în vedere pe nepotul lui Lot, care și-a așezat locuința, mai întâi și-a întins perimetrul în care și-a păscut turmele până la porțile Sodomei și apoi îl găsim că avea o casă în Sodoma.
Și spune Avram aceste cuvinte. El care era numit prietenul lui Dumnezeu și îl cunoștea pe Dumnezeu, poate mult mai bine decât îl cunoaștem noi astăzi. Pentru că Domnul Hristos face o mărturisire despre Avram, că Avram a văzut ziua lui, ziua Domnului Hristos și s-a bucurat. Deci, ceea ce știa el despre Dumnezeu era departe de înțelegerea noastră. La un moment dat, există mărturia pe care o face Dumnezeu despre el. Când îi vorbește lui Isaac, versetul 5 din capitolul 26, Geneza spune: pentru că Avram a ascultat de porunca mea și a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile mele, orânduirile mele și legile mele. Nu era legea dată. Dar Avram, probabil, și nu probabil, de vreme ce Dumnezeu afirmă că el a păzit legi, orânduieri, porunci, că știa mult mai mult decât mai apoi ceilalți care au urmat. Și mai ales evrei în Egipt, pe când erau robi. Și aici, în textul acesta de la care mă refer, din Geneza, capitolul 18, când mijlocește pentru Sodoma, spune el în versetul 25: să omori pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca cel bun să aibă aceeași soartă ca cel rău. Departe de tine așa ceva. Departe de tine. Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Și Dumnezeu nu omoară pe cel bun împreună cu cel rău. Nu. Ori copiii, până la o anumită vârstă, sunt nevinovați. S-au născut cu pecetea păcatului original în ei. Și e adevărat că la 3 ani găsim câte un copilaș care e în stare să-ți spună o minciună. Dar nu-i conștient că face un rău cu aceasta. Nu știe să lape de binele și răul. Sparge un pahar, la repezeală dă vina pe un frate de-a lui mai mare, ca să scape de pedeapsă sau cine știe ce-i în mintiuța lui, la vârsta aceea. Domnul Iisus Hristos ne spune foarte clar că împărăția cerurilor este a unora ca ei. Și în mai multe locuri găsim referința aceasta. De exemplu, în Evanghelia după Marcu, în capitolul 13, citim și de acolo câteva versete. Din capitolul 10 citesc. Versetul 13. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei. Dar ucenicii au certat pe cei ce i-aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Oricine nu va primi împărăția aceasta ca un copilaș. Uitați-vă la un copilaș, îi spui o poveste și el o crede. Îi spui ceva despre Domnul Hristos și el crede. Când eram eu copil și îmi spunea mama mea și îmi citea din Biblie și îmi spunea să nu facem anumite lucruri că ne vede Domnul Iisus, îmi imaginam eu în mintea mea de copil că Domnul Iisus ține planeta aceasta cum am ține noi o minge. Așa o ține în mâinile lui. Și se uită, așa o întoarce pe toate părțile și vede pe toți fiii oamenilor. Cum spuneau părinții. Și Domnul Hristos face precizarea aceasta ca un copilaș. Împărăția cerului este a unora ca ei. Cu mintea lor. Cu credința lor naivă, dacă vreți. Și să spui că toți copiii care nu fac parte din familiile credincioșilor îs osândiți de Dumnezeu la o pedeapsă veșnică, e fals. M-a întrebat un băiețel de vreo 10 ani, când eram la Montreal, și zicea că a auzit pe cineva predicând
Frate Nelu, părinții mei acum vin la biserică. Cum vin? Și când vin? Dar dacă ei se lasă de pocăință și eu n-apuc să mă botez și n-apuc să ajungă la vârsta când să mă pot boteza, că nu mă botează nimeni la 10 ani. Eu mă duc cu ei în iad. Eu n-am voie, n-am dreptul să mă duc în cer. Dintr-o predică pe care el la 10 ani a auzit-o și a înțeles ceva din ea. Că dacă nu-s părinții sfinți, cel puțin unul din ei, și tu ești terminat. Și am înțeles că de la acest verset din capitolul 7, 1 Corinteni, care spune că, spune Apostolul Pavel, că bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele, amintirea copiii voștri ar fi necurați, pe când acum sunt sfinți, din acest verset unii interpretează că dacă nu-i cel puțin un părinte sfânt, îți pierduți. Fals! Copiii care încă nu cunosc binele, ei au un statut aparte înaintea lui Dumnezeu, indiferent din ce familie provin. Și nu vor purta păcatele părinților lor. Cum se interpretează acest verset de aici, ca să terminăm repede? Mergem din nou la Avram. Avram, la un moment dat, în mijlocirea lui, spune, Doamne, dacă vor găsi în cetatea aceea 50 de oameni buni, dacă se vor găsi în cetățile câmpiei, vei nimici tu aceste cetăți, chiar dacă vor fi acolo 50 de oameni buni. Și Dumnezeu a spus, pentru ăia 50 buni, nu le voi nimici. Adică Apostolul Pavel, în același sens, ne spune în acest cuvânt, că binecuvântarea lui Dumnezeu vine peste acel cort, în care cel puțin unul dintre părinți este un om al lui Dumnezeu. Beneficiază și ceilalți. Cum lumea aceasta întreagă în care noi trăim, beneficiază încă de harul lui Dumnezeu, pentru că în lumea aceasta este un conservant, pe care Domnul Hristos îl numește, voi sunteți sarea pământului, adică cine voi? El a spus despre apostoli și bineînțeles și despre urmașii lor, adică biserica. Că unde există oameni neprihăniți într-o cetate, din pricina celor neprihăniți Dumnezeu, iartă toată cetatea. Aplicați același principiu și într-o familie. Binecuvintează Dumnezeu o familie în care unul dintre soți este credincios și beneficiază și celălalt de protecție din partea lui Dumnezeu ca să fie familia binecuvântată. Dar asta nu are nimic de a face cu mântuirea. Pentru că Biblia spune foarte clar că ce știi tu, bărbatule sau nevastă, dacă îți vei mântui soțul sau soția? Nu știi. Și la fel nu știi dacă îți poți mântui copiii. Și o să o vedem la o altă întrebare care s-a pus, că există foarte multe argumente că până la urmă mântuirea este de dorit să fie pe toată familia. Dar până la urmă, chiar dacă nu-i pe toată familia, ea este un lucru care, de care unii vor beneficia și alții nu. În schimb, în viața aceasta aici pe pământ, Dumnezeu consideră, așa cum am spus, unde este cineva într-o casă de prihănit, că toată casa poate, poate să se bucure de binecuvântare, de protecție, de harul lui pentru acel om. Când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei, Biblia spune că și-a adus aminte de Avram și-a scăpat pe Lot din cetățile unde și-a așezase locuința. Și-a adus aminte de Avram. Și pentru Avram a extins binecuvântarea. Cam atât despre subiectul acesta. Cred că este înțeles. Cred că nu avem de ce să aruncăm așa o amenințare așa de grozavă asupra unor copilași care încă nu cunosc binele și răul și să-i scoatem de la mântuire după propria noastră minte slabă. Nu. Ei sunt înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a dat viața
Și Dumnezeu, dacă ia pe unii din ei la o vârstă fragedă, El știe de ce o face și în mâna Lui. Amin.